Faptul că niciun judecător și niciun procuror care și-au permis să încalce în mod vădit legea nu a fost pedepsit până acum. Asta este lecția cea mai importantă. Dacă noi am avea câțiva judecători și câțiva procurori din ăștia care au abuzat în mod clar de prevederile legislației să fie pedepsiți, ăsta ar fi primul exemplu pentru toți ceilalți să nu mai facă așa. Dar din păcate noi nu avem și sistemul este într-un cerc vicios. Deci atât timp nu poate lucra sistemul judecătoresc atât timp eficient, atât timp cât nu lucrează procuratura eficient și invers. Dacă procuratura este foarte eficientă, dar sistemul judecătoresc este cum este, acestea nu merg. Deci ele trebuie îmbinate, ele trebuie să funcționeze ambele la fel de bine. Și atunci se va porni mecanismul. Tocmai de asta insistăm atât de mult pe această evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, deoarece în acest cerc vicios, cu altă ieșire din situație, din această situație, noi nu am găsit. Există sau nu altă ieșire din situație? Eu am întotdeauna am spus public, eu de această soluție, eu mă tem de evaluare externă. Eu înțeleg că pe termen scurt ea poate să ne aducă beneficii, dar declanșarea unui astfel de mecanism în timp poate să creeze catastrofe. Deci dacă vine la putere un plahotniuc din nou și îți face o evaluare externă a judecătorilor și procurorilor, nu-ți trebuie nimic mai strașnic. Un plahotniuc nu o să facă niciodată evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Dacă nu reușește să corupă? Nu, el reușește prin alte metode să-i corupă. El reușește să-i corupă, să-i șantajeze, să-i amenințe și așa mai departe. Și noi nu trebuie să-i corupă pe toți. El găsește targetat pe cine trebuie el să corupă, pe cine trebuie să-i controleze și este suficient. Să înceapă un plahotniuc, oricine ar fi el, un asemenea exercițiu de evaluare externă, este practic de inimaginat. În primul rând, fiindcă acest exercițiu nu este un exercițiu care poate fi controlat politic. Noi vorbim nu despre o evaluare internă, noi vorbim despre evaluare externă. Depinde, deci politicul va putea stabili cine face evaluare externă și asta e instrumentul. Nu, bine, dacă zici că e externă, atunci tu implici factorii externi. Atunci tu aduci foști procurori și foști judecători din țările Uniunii Europene și spuneți-mi, vă rog, dacă plahotniuc va avea, sau un alt plahotniuc va avea asemenea pârghii să-i controleze în această măsură. Noi am avut subestimez o comisie care a ales procurorul general și până ziua de azi nu știm ce au făcut experții independenți și cum am ajuns. Expert străin acolo a fost unul singur. Unul singur, înțeleg. Dar și el, apropo, cum a votat, este curios.